N-am prins momentul și eu sunt important. Salut! Noi suntem Cocolix și oameni buni, uitați ce se întâmplă astăzi! Sims! Jucăm Sims! O quadro! Ia uitați! 4. Da, deci foarte mulți dintre voi ne-ați rugat acum mult timp să mai jucăm Sims și așa că haideți să apăsați butonul de Cocolike pentru seria asta minunată! Câte Cocolike-uri adunăm? Aha. Pentru Sims, dacă vă place episodul ăsta și ați adunăm multe cocolaicuri, o să mai faci episoade? Asta înseamnă că dacă adunăm multe cocolaicuri, ceea ce vă rog, o să facem o serie cu mai multe episoade, că mie place mult Sims-ul. Și au apărut scenarii în care te pune într-o viață de familie și tu trebuie să te scurgi de acolo, și la uitați, sat, la aici fermă. Aici avem la fermă cu un găinuș. Hai, cu bagă cu de la play scenariu, să vedem care ne dă. Deci nici noi nu prea știm cum să ne jucăm, dar o să-l descoperim alături de voi. Dacă știți să ne dați sfaturi, vă rog, faceți-o, pentru că vrem să ne jucăm fain. Deci, cookout, perfect round, too many, tot... prea mulți copii, atât e faină, o facem la un moment dat, știi? O să putem să facem scenariul în care avem foarte mulți copii, da. Asta e super tare. Să găsești dragostea, dar nu poți. Uite, intermediate, trebuie să fii avansat ca să faci aia, intermediate. Oh, hai okay. Bă, să nu începe cu mulți copii. Hai să începem scroll, undeva scroll, la easy, uite ăsta ar fi. Scroll, bine. Hai să dăm la scroll. Engaging in conflict, când te bați cu cineva, nu-i bine. Aoleu, nu aici cu probleme în relație, Felix. Nu, nu. Haide, uite asta cu grătarul, de scroll până jos. Ăla era totul. Aha, ce nu, că mai sunt. Și mai mulți copii. Ai, bucătar. Pe hard. Așa. Hai să vedem noi ce ne alegem. Care e aia cu fermă? Aia cu fermă aș vrea să facem. Extraterestri. Stai de extraterestri? Da, da, da. Extraterestri research. Extraterestri. Du-te. Prea bogat. Părinte mândru. Wow. Super rich și super villain. Prea bogat. Plantă sim. Super green time. S-ar putea să fie. Well rounded. Mamă, dar ce multe sunt. Sunt foarte multe chestii. Care vrei? Uite asta care merge luna de miel. E bună, dar... Noi n-am mers în luna de miere până acum. Dar trebuie să dai la ceva la easy, că e greu. Hai să vedem, easy este prima, Felix. Și aia e penultima. Uite asta. Hai, prima, cu grătarul. Hai să dăm play now. Și să vedem, să ne facem caracterele, așa este? Da, dai nu. Deci dau aici new. Da. Așa. Și să vedem, deci începem o serie minunată dacă voi apăsați acolo multe, multe cocolaicuri. În episodul de astăzi, îl facem pe Felix... Nu pe mine, pe altul, nu. Pe altcineva, deci mine, nu pe noi. Nici pe tine, da, ca că să, nu prea știm ca să putem să torturăm ține. Nu știu cum o să ne meargă jocul, așa că nu ne facem păi pe noi. Pe Marcel. Bă, super tare. Da, ia, alege că tu ești băiat și alegi cum vrei să fii. Băiat sau fată? Prima dată să facem o fată? Nu, dar nu, tu fă o fată sau un băiat, și alegi că se perechea în Sims, nu faci așa, înțelegi? Uite că asta are deja un inel aici. Îl vedeți inelul ei? Da. Este acolo. Haideți să vedem cum îi facem, o facem să fie mai lată? Ca să punem la sport. Sau mai subțirică? Putem să facem undeva intermediară, da? Dar aș vrea să ne alegem altă față. Uite, unde este fața ei? Da, prima oară de acolo jos. Lazar, să ne pice altceva. Aici Lazar? Alte fete. Ok, să vedem o fată. Care e fată drăguță? Asta zici că e profesoară. Da, știu. Oi, de mine, ți-au mâncat o altă pisicuță. Fată. No. Ok, hai să vedem. Bă, asta pare casnică. Rebelă. Pare rebelă. Asta și mai rebelă. Și mai rebelă. Asta e drăguțică, pot să zic. De care să ne alegem? Aici e și cu personalitate? Da, doar la personalități. Asta e prea casnică. E greu să găsești o fată ok în zile de azi. Asta e interesant. Asta zici că era ferm. Hai, iau pe Marcela. Hai să alegem pe Marcela. Dar fă-i mușchi lui Marcela. Marcela, ești pregătită să ai niște mușchi? Oh, așa, Marcela. Prea mulți mușchi, prea mulți, mai mulți decât mine, Marcela. Bă, auzi, ia fă puțină grăsură pe Marcela, să văd cum ar arăsta bine. De mai sus. Te-ai îngrășat, Marcela? De mai sus. Mai sus. Marcela! Uite că e fericită, asta e tot ce contează. Bă, nu da, stă chiar așa de rău, adică, uite, eu zic așa arată bine. E undeva la mijloc. Mai scade. Să ai pe ce pune mâna. Da, scade. Uite că arată bine așa, e perfect, da? Da, zici tu. Na, nu știu, dă-i acolo sus la 3 puncte. Hai, deci ăsta a fost corpul. Pielea, hai să o alegem undeva mai așa, ca să se bronzeze fata. Și celălalt neutru, ăsta cred că are spieli. Spieli. Spiel, e bună pielea asta? E bună. E bună. Arată foarte bine. După aceea, tatuaje. Fără tatuaje. Fără cicatrici. Așa. Haideți să vedem. Stai că mai arată sus de la prima și de la a doua chestie. Nu. A treia. Mai sus. A doua este tipuri de corp. Așa. Bă, dar ce nu-i fain corpul ei? Nu. Dar de ce nu? Uite, mai sus sau mai jos? Uite, are abdomen aia de acolo. Dar toate au abdomen. Nu, aia chiar are abdomen. Oho, e de mine cât de mușcă are Marcela. Felix, abdomenul vine și cu lățime numele. Ana, alege o corp de Marcela. Care eu zic că... Ok. Ăsta. Bun, ok. Arată foarte finuță. Ok, style. Așa, hai să vedem cu ce o îmbrăcăm. Uite, e feminină Marcela, da? Este feminină. Mai rocăriță, mai așa. Ia stai să vedem. Mai punk? Nu.
Asta e faina. Atunci DPA, care îți place? Stai, care era? Asta e frumoasă, și ce elegantă este. Try this style. Du-te, Marcela! Colo! Ce mândră ai! Du-te, mă, Marcela! Ce parada modii face! Du-te, Marcela, se crede faina, Marcela! Uite și aici stă bine! Deci, Felix, pe care să-l alegem? Îmbrac în ce vrei tu, că pe Marcela! Să îmbrac în ce vreau eu? Uh-huh. Hai să vedem! Uite așa! Nu, cred că e cam ca o profesoară! Rămâne așa, bine? Bine, Marcela! Bun, try this style! Okay. Așa! După aia, ce să-i mai facem? Dacă lași așa, nu mai îmbla haine. A, bine. Ce chestii mai avem aici? Bă, frate, dar sunt foarte multe. Lasă că o să mai îmbrăcăm noi pe Marcela mai încolo. Important e să mai facem și alte lucruri. Așa, numai haine. Dar nu poți schimba fața. Dar părul. Aș vrea să-i schimb părul. Să fie părul lung. Ia de pe părul ei, sus. Pe părul ei? Da. A, dar ce ușor. Ba, așa, e frumoasă. Da, îți da, ia-i pălăria de pe cap. Și cum să o iau? Nu știu cum să ia pălăria de pe cap. Shorts de mai sus. Nu, ca să te păr scurt. E bun părul lung. Da. Uite aici la șepci. Așa, nou șepci. Unde să fie nou șepci? Nou șepci. Cum? Nu-i punem o șapcă ceva? Pune una așa și după ce o scoți. Hai să vedem altceva, altfel de șapcă. O pălărie dintre asta. Ceva o pălărie de vară. Există aici? Uite-te asta. Ne putem? Nu ne lasă pe asta. Puteți să scoți aia dinainte. A, dar lasă așa, că zici că e mireasă. Da. Edit details, draft mode, așa. Da, uite aici, putem să o machiem. Vrei să o machiem? A, uite, Felix, poți să tragi de buze. Trage-i buza! Să văd cum ar asta cu buza, nu că e prea mare. Lasă așa, că e drăguță. Nu mă duc la nas, după aceea strigi rău. De exit, e bun. Edit. Ala. E bun. E bun așa cum îi? Da, e dau, așa? Gata. Pune nume în sus, Marcela. Hai să vedem. Deci, first name e Marcela. Marcela, da. Da, sigur. Marcela cu doi de L, ca să fie mai frumos. Da, Marcela. E mai și exotic. Și Marcela n-am prieten. Nu, cu cum se cheamă familia? Marcela fată. Marcela the one. Nu, că trebuie în română. Of, unica. Marcela unica, haide. Unica Marcela. Okay. Așa. Bun. Dar mai am zis la Marcela, adică parcă ochii verzi, nu vreau după de Marcela. Dar mie nu-mi place pălăria asta, deci chiar nu suport. Nu suport pălăria. Tu ai pus chestia asta, așa, știi? Ai, ce am pus-o eu. Pune-i cordeluța aia prima. Dar nu știu cum... Aoleu, Marcela, te-ai tuns! Da, dar vine cu tot cu păr! Aaaa. Că ai speclit-o când ai dat așa, că ai dat personalitatea lui Marcela, știi? Aoleu! Mamă, ce drăguțe! Toate felurile poate să fie drăguțe, stă foarte bine! De unde luat pălăria ta înainte? De unde luat-o? Da, eu știu că nu știu, începem și noi aici să ne jucăm! De aici ai luat pălărice, nu? Așa! Și dacă da, uite, X! Așa! Te dau și lasă din față! Ce frumoasă ești, Marcela, ești foarte drăguță, îmi place de ea! Da, dar vreau cu păr lung, eu vreau Marcela cu păr lung! Da, vrei cu păr lung? Marcela. Ți-au și făcut din ochi. Ia să vedem oameni buni. Marcela. Ce frez o să aleagă Felix? Bine, lăsăm pe el să aleagă. Hei, Marcela. Ești câine. Marcela, cuțu. Ok, Marcela. E pare bine și așa. Și așa, auzi. Pare, dar ce drăguță. Mi-mi place de ea. Arată foarte bine. Știu, e acceptabilă. Arată foarte bine. Okay, mai schimbă ceva, Marcela? Cum vrei ochii să-i fie albaștri? Parcă vreau să fac mai deosebită pe Marcela. Parcă, uite, alege... Gura! Nu, că e frumoasă așa, alege ochii alții. Okay. Nu cicatrici la ochi, nu ochii, nu cicatrici. Dar tu ai dat pe scars. Face. Dă-i face, așa. Da, și teeth, bronze, cheeks, eyes. Nu, astea sunt toate cu scars, vezi? De pe față, de pe al doilea, că te-am văd eu. Da. Aici. Și medium, aici... Long, hair, hats, accessories, make-up. Nu, aici trebuie să fie face. Skin tones, faces, aici. Mutre de Marcele. Nu, dar e frumoasă așa, nu vrem să o schimbăm. Dinți de Marcele, nu schimbăm. Bă, ce cu dinții am formă de romb? Și uite, are și dinți galben, dacă nu s-ar fi spălat pe dinți, Marcela. Dar nu, dacă poate nu mai știu să dau înapoi. Deci, dacă vreți să ne spuneți cum se schimbă ochii, uite, poate de culoarea aia. Sau nu, asta e culoare de păr. Și parcă ar cumva așa rău pe Marcela, să nu schimbe Marcela. Vrei culoare de păr alta sau e bună culoarea asta? Să văd cum e asta blondul, Marcela. Blondă. Nu stă bine deloc blondul, Marcela. O lăsăm așa. Asta dar roz, roz. Nu, următoarea. Următoarea? Mi-e place de Marcela așa. Dar parcă... Și cu sprâncenele. Nu cu sprâncenele. Nu se potrivește cu rujul, oameni buni. Auzi, mi-am dat seama la Marcela că ar vrea să fie aibă puțin tenul mai deschis. Tenul mai deschis? Ea nu este genul care se bronzează așa de mult. Eu am... Așa de albă? E cam palidă, Marcela, dar lasă că așa... Dar asta că ei palidă că ea stă mult în casă.
L-am mai deschis. E bun așa? Da. Așa? Marcela, ești faină. Uite, uite, oh, poți să schimbi mai mult tonalitatea. Da, dar de unde schimb? Foarte tare. Unde schimb ochișorul, Marcela? Ia de pe ochi, pe ochi, pe ochi, pe ochi. Ai dreptate, ai dreptate. Hai să dăm pe ochi. Eu, da. Uite, bă! Așa. Vreau Marcela să-mi ochi albastri. Wow. Sau verzi, 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 verzi. Marcela genul cu ochi verzi. Ai dreptate, este foarte bine cu ochi verzi. Ce drăguț. Hai să-i facem un machiaj mai cu ochii mai alungiți. Uite ăștia. Nu, nu-ți place. Vrei să fie fără machiaj? Da, să o facem asiatică? Nu faci asiatică, Marcela nu e asiatică. Așa? Nu, 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 ai stricat pe Marcela. Vreau pe Marcela dinainte, Cristina. E doar de Marcela. Dar nu, uite-te. Era perfect, de acum nu mai știu pe care era de la dinainte. Da, nu mai știu. Lăsă-mă așa. Era perfectă, Marcela, ai sfeclit-o. Ai undu. Da, undu, undu, undu. Gata, lasă așa. Uite ce perfect ai. Nu, cum era înainte? E foarte drăguță. Bine, așa, dar deși nu e Marcela pe care am vrut-o eu. Ia de pe buze. Vreau buze roșii. Felix, vezi că dacă... Să nu umbli la buze. La buze, la culoare, la ruj. Mult aici. De scrolluri. Dar nu știu cum să dai de culoarea mine. De ruj. Nu mai contează. Ai, gata, gata. E bună, Marcela, gata. Uite, la make-up aici. Așa. La ruj, a treia de jos. A treia de jos, lips, lips, unde era. Trei. Așa, o dăm cu ruj roșu. Roșu. Mamă, dacă te nu Marcela! Îți place așa? Păi da, să iasă așa în evidență, să uite și băiețul ăla. Uite, de pe aia personalități nu, Marcela, facem personalitatea, mă, gata, arată destul de ok, nu? Da, da, și unde e personalitatea? Dă-i detail set din mod, așa, așa. Așa. Așa, și închide? Închidem, nu știu de unde. Să fac eu, okay. Hai să vedem, ce personalitate să-i alegem noi la Marcela, că în funcție de deciziile pe care luăm acum oameni buni. Uite, ea este Marcela, știi? Da, machiajul ăla la ochi cu galben, prova, deja. Păi numai că nu am zis, că tu l-ai ales, ai înțeles că nu e bun machiajul ăsta de 2 lei? Și i-am zis. Hai, schimbă, Marcela, că de-abia e de nota 5. Nu o să avem niciun prieten. Stai să vedem. Da, dar cum facem noi ca să... Uite așa, e bine așa. Sigur? Ia, da, ia de da. Zoom out. Deci... Nu zoom out, zoom out, cu scroll. Așa, e drăguță? E urățică, da, asta e. Bă, buzele astea merită altfel. Nu, e bună. Hai că e bună. De personalități, Marcela, la însă întrebări acolo. Aici? Da. Ok, deci îi plac animalele, e atletică, e familistă, îi plac mâncarea... Da, toate. Una. Numai una poți să alegi. E norocoasă, îi place Star Wars, îi plac vurgolații. E populară. Da, alegi ceva. De ce vrei la Marcela să facă, știi? A, nu știu, alege tu, că mie mi-e greu să aleg. Eu le-aș alege pe toate. Păi, cum ai vrea tu eu să ar vrea fie? Marcela să fie o sportivă. O sportivă? Da, de atletic. Marcela sportivă. Stai, atletică. Da, așa. Așa? Da, bodybuilding. Nu, nu, nu vreau, nu vreau, nu vreau. Vezi că după aia se schimbă corpul. Da, nu, nu vreau, nu vreau, nu, Marcela, nu din astea. Populară, Marcela să fie populară, chiar dacă e rățică populară, mai jos. Așa. Da, așa. Să aibă popularitate. Dar la ce? Nu, vampir, nu. Un vampir bun. Jokestar, nu, să nu, fie nu. Comediant. Să are mulți prieteni, nu poate merge, da, da, da. Să fie nebun la petreceri, da. Da. Eu cred că toate astea, nu? World famous nu, celebrity. Nu, alegi una. Ok, neighborhood. Hai să facem celebritate, că poate are și bani. Și asta? Poate, da. Bine, așa, hai. De la următorul sunt întrebări. Uite, știu, deja se umflă în pene. Da, știu, de la următorul sunt întrebări. Ăla de jos, iubita, de sub el. Nu, ăla-i dat de sub el, da. Așa. Deci, ce îi place să muzică. Fie? Muzică. Muzică, Marcela, e cu muzica. Să facem cântăreață. Muzică americană, muzică pop, muzică, deci asta alegi tu, BTS nu e. Nu este BTS aici? Nu. Hai să alegem... Muzică de insulă. Nu, că cine știe aia, bați în nuși de cocos, nu știu ce. Latino. Muzică de copii. Latino era acolo. Era Latino? Vreau da, Latino, unde jos. Uite, la Latin Pop Music. Ultima de jos sunt... Aici. Da. Asta, frate, asta. Asta ascultă Carolina. De pe aia. Așa, așa îi gata. Place. Unul din 20. Uite-o că deja începe să cânte. Unul din 20. Și să danseze. Unul din 20. Ce, trebuie să alegem? 20, da. 20 de dintre astea? Da. Uite și pop music. Da. Așa, și romance. Da. Așa. Ce mai alegem? Summer. Uite, poți să alegi ce nu-i place. De metal music, alte că nu-i plac, știi? Înțelegi? Spooky music? Da, dai că. Nu, că îi place. Îi place. Dar că îi plac multe. Azi că îi plac toate astea. Ok, bun, de la următorul să-mi întrebări, că vreau să vă joc cu fata. Asta? Da. Că trăit. Așa. Activ, să fie genie? Nu, genius numai eu. Activă, așa, creativă, romantică. Vreți să romantică? Să fie și creativă, vreau să văd ce creează ea pe acolo. Nu, să picteze toată ziua, dă-i și tu romantică. Să fie așa, prieten. Hai, mentin, să fie din aia zodia fecioară. De următorul sunt întrebări? Hai să vedem, dăm aici, pick a trait. Poți să mai alegi unul. Poți să mai aleg una? Hai să fie și... Buful, să fie... Să fie amuzantă, nu? Ok.
Și ultimul, cheerful, hot-headed, enervoasă. Hai să fie asta... cheerful. Ăsta, plină de viață. Haide, haide, ce Marcella e. O să ne facă să râdem mult în seria asta nouă. Bun, am selectat și acum unde mă duc? Ia să vedem. A, uite aici, hobby-uri. Marcella are hobby-uri. Dar ce îi place să facă? Să asculte muzică? Să fie perfecționistă? Nu, nu, nu. Face curat în mod. Ar fi amuzant să vedem cum e perfecționistă. Bine, hai, de perfecționistă. Dar ai schimbat un loc de ultima și atunci, deci ai numai trei chestii pe care poți să le alegi și ai schimbat un loc de ultima. Deci tu ai ales aici să fie romantică, da, și playful, dar ai schimbat-o de ultima. Dacă... ai loc de playful să fie cheerful. Ce ziceți? În loc de uite, prea multe poți să fie glume. Ambițioasă, poți să fie, înțelegi? Hai să fie, să fie a family oriented, ca pe viitor să facă și un copil. Nu știu dacă e genul, dar unul de family oriented. Păi era mai înainte. Dar nu vreau, prima este family oriented, prima. Prima da, chestie? Da, da, aici? Da. Nu, era pe aici undeva, era un pătuț de copil, măi, oameni buni. Era? Sau uite, dance machine, poate să danseze. Nu, că nu știu, dansează cam mult. Uite, materialistă! Du-te încolo! Adem materialistă, hai, vrei? Să râdem și noi, nu vrei? Pe bune? Da. Bine, frate. Okay. Atâta, mai poți. Atâta. Ia uite și tu, dă banii. Cu bani! Ia să vedem, uite aici, family oriented. Nu mai vrei să fie materialistă, vrei să fie familistă? Păi poți să alegi și asta, cred că. Nu vrei să alegem, deci o să alegem după aceea una cu 10 copii. Știi? Asta Marcella nu e cu copii. Bine, bine. Hai să vedem. Dăm așa, enter. Enter. Și acum ce dăm? Da, acolo, click dreapta, așa, acolo, așa, gata. Ea este Marcella. Unica. Eu cred că o să chemi oameni Unica în loc de Marcella, frate. Dar am ales care e first name și last name, stai după ce am făcut prostie. Deci, uite-te. Se punem invers. Hai să scriem aici Marcella, da? Da. Cu doi de L. Last name. Nu, era bine, last name. Da? Punem Unica. Așa. Last name, așa. Bun. Și acum o să ne jucăm noi cu Marcella. Am salvat-o. Deci, hai să ne jucăm ceva cu Marcella Unica. Până jucăm și azi ceva cu Marcella Unica. Și să vedem noi care o să fie viața ei. Deci eu sunt curioasă. La început ați văzut, trebuie să luăm decizii. Cum arată, cum se îmbracă, nu știu ce. În ce sezon? Hai să facem să fie vară, nu? Vară. Că și acum e vară afară. Marcella. A, așa. Uite, cu albinuțe, cu tot ce vrei. Mai dai un click. Am dat click. Și aici dai enter. Dai click. Așa, acum se încarcă. Okay, unde vrei să fim? Stea Marcella. Ia să vedem, oameni buni, unde să o alegem pe Marcella. Uite ce fain e aici. Sau? Pe insulă, cu delfini. Bă, ți-am făcut super star, de ce ai numai $20,000? Săracă e Marcella. Vrei să fii aici cu delfini? De unde, vrei tu? Dă-i oriunde. De unde vrei mie tu? Mi-ar plăcea aici. Hai. Haide, poate înodăm cu delfinii la curcubeu. Alegeți unde. Frumos-i. Alegeți unde. Uite, capul meu, nu știu unde. Stai să avem și apă. Hai să vedem. Aici? Da. Ne alegem casa asta sau asta care mai mult? Ce vrei sau tu? Sau uite aici, 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 frumos. Așa. Ce zice? Da, ce de dată. Ce zice? Mai sus în anul ocupat. Astea sunt ocupate. Da. Și care sunt neocupate? Care nu-s cu gri. Care nu-s cu gri? Uite, aia mică de jos cu parul cu apă. Asta? Da. Asta așa de mică? E cam mică, nu știu dacă are loc Marcella pentru așa ceva. Mă începe așa de undeva. Uite, asta e faină. Asta e ocupată. Asta putem să o luăm? Ce ai ales o zonă bună? Tot sunt ocupate aici, nu Marcella. Dar s-ar putea să trebuiască să ne luăm loturi dintre astea goale. Nu vreau, vreau să Marcella să stea, uite, în casa asta de aici. Nu-i bună aici? Acolo vrei? Uite aici, poate Marcella. Băi, poate se mută cu cineva. Dar are acoperiș de paie. Asta e Marcella. Uite, și asta poți dacă vrei. Care vrei? Da, poți să dai pe ea? Da. E cam săracă Marcella. E cam sărăcăcioasă. Da, Marcella n-are bani, își face iubit cu bani, lasă, hai. Uite, nu cred că ne lasă decât în asta, nu? Și în aia de jos. Și în asta de jos atâta? Aia de sus ne lasă? Aia de sus de tot? Asta? Și aici ne lasă? Și aici, da, asta ne lasă? Nu, că nu ne permitem. Bă, astea care am vrut eu... Hai să o luăm pe asta. Bă, ce aia de acolo? Dar după aceea mai rămâne fără bani. O trimis la muncă. Bine, hai, luăm pe asta, bine? Da, hai. Hai, du-te. Păi dai pe mașina de acolo. A, o ducem aici cu mașina? Să fie mobilată sau nefobilată? Hai să fie mobilată. Dar măcar atât de marșa. 3000 mobila! Mai bine mobilam noi. Și cât voi ai să investești în mobilă? O, ce căsuță prăpădită! Ai de capul, ai de capul, tău, Marcella. Marcella, tu ești ambițioasă și o să ajungi cândva să ai mai mult decât o tigaie. Când o să ai iubit, hai. Na, exactă cu Marcella. Ok, hai să vedem. Deci aici... Uite-o pe Marcella. Zice, tocmai am ajuns. Ok, dar stați puțin că noi nu știm cum să ne jucăm Sims. Plimb, bag-te în casă. Și avem aici niște chestii. Uite-te. Să cumperi un grătar, nu știu ce, dar n-ai bani, nu mai ai bani. Du-te în casă. Și eu cum o duc în casă? Dă click pe casă. Hai, dau click. Click dreapta.
Clic dreapta, aici. Te dai așa și zici Marcela. Vezi cât praf e pe aici. Aoleu, știți că e perfecționist. Da. O să vină și o să verifice casa asta. Uite cum vine. Dă-i un zoom, așa, să vedem. Ne place această casă, are destul praf. Stai, dă zoom să văd ce față face când se uită la nivelul de praf. E pe gustul meu, e foarte curat, eu sunt Marcela. Uite, ci că totul strălucește de curățenie. Acest uite, etaj este super curat. Zice, fain, îmi place așa mie. Ai de capul tău, Marcela, unde stai? Ce e aici, Marcela? Se o capcană. Curse pentru pești. Marcela. Vezi că s-a dezbrăcat? Dă zoom, frate. Deci ea s-a dezbrăcat pentru că este la plajă și vrea să se ducă în apă. Ia, Marcela! Uitați. Mă duc să not! Nu, ea merge să pună o capcană pentru pești. A, pentru că n-are ce să mănânce. Da, uite aici am pus-o de-a click. Stai, unde merge? Stai, aici? Da, ea pune capcană ca să prindă pești. Așa e Marcela, se descurcă. A, ce tare! Ia să vedem, dar ce descurcăreață-i. Vezi că o sună Clara, prietena ei. Eu zic să răspunzi. Clara e prietena ei și n-are multe prieteni. De la telefon acolo pe aver de jos. Și vorbește din apă? Da. Stai, ce zice? Ai fost la noua vacanță, aventuri faine și tot. Mergem acum sau... Eu zic că... Hai să mergem. Păi dacă ne invită, e urât să refuzăm. Știi cum e. Marcela. Hai de capul meu. Bă, ce e mai fain decât la ea acasă. Da. Asta zici că e planeta Marte. Hai să vedem aici. Ok. Ia uite-te. Marcela, tu ești asta? Unde cum putem să o vedem? Am misiune aici. Bă, dar plan your battle outfit at a dueling finish. Am înțeles. Ok, deci trebuie să ne alegem outfit-ul. Așa este? Da. După aceea trebuie să ne ducem să ne spălăm puțin, că am fost de pe drum. Și comandăm și mâncare. Trebuie să comandăm și ceva de mâncare. O, ia de pe ea pe haine, poate să schimb hainele. Nu, dar pe, stai să vedem. Pe caracter. Pe caracter aici? Nu, pe caracter pe joc. Aici? Hai să vedem. Ai acolo să schimbă, n-ai să schimb. Să ne ducem la cantină? Practicing, hai să uite, vedem. Uite, change battle outfit. Haide, haide. Asta trebuie să facem noi. N-are. Dar e bun, ăsta. Poți să cânte puțin, așa, cool, poate ne dă lumea bani, hai. Dă-i click pe ea. Marcela, te pricepi să cânti? Dă-i click pe ea. Și de acolo, practice singing. Hai să vedem. Ia până, mă, schimbe ca star. Doamne, Carolina ar putea să te învețe să cânti mai bine, că ea cântă mai bine. Ea când am ales să fie, ea aspirează să fie... Bla! Pată, gata, că nu prea te niciodată prieteni, dacă o să aibă prieteni, nu se aibă un tântă loc. Chid de gura, chid de gura. Cum mă fac să nu mai cânte? Flash World, uite, arată toți banii care are ea. Vezi, vezi. Stai. Mai jos, mai jos, aia. Aici? Moneyphone. Gata, că lumea fuge de tine, Marcela! Uite, gata, am pus-o pe pauză. Ne-a cineva $2. A? Unde? În buzunar. Uite, asta cred că ne-a dat. Stai, să dau play atunci. Nu știu că ne-a dat bani? $2. Bravo, frate! Chestia este că ea este abia la început. I-a dat să tacă. Urmează... să închide gura. Urmează să cânte. Gata, fată! Du-te și mâncă ceva, hai gata, hai. Să dai gura plină. Marcela! Cum o face să se oprească din cântat? Solas? Ok, ea este Marcela, după cum vedeți. Da, a ajuns în vacanță și urmează în episodul următor să vedem ce face în vacanță. Uite, ea este în drum on the road to fame. Știi, ea deocamdată nu se pricepe să cânte, dar are aspirații mari și cu cât cântă mai mult, cu atât o să devine mai bună. Că mai rea nu poate să devină. Eu zic să rupeți butonul de Coco Like. Și învățați-ne cum să jucăm Sims, pentru că ne dorim. Dar măcar dați-ne sfaturi ce să face, că până la urmă trebuie să facem pe Marcela ceva în viață. Nu vă să lăsăm așa zvietată amărâtă, uite cum are $3,500 cu tot venit aici în excursie. Oricum sunt curioasă să văd ce o să fac aici în vacanță cu prietenele ei. Ne vedem data viitoare! Pa! Pa, pa!